Bună, bine te-am regăsit și bine i-am regăsit și pe cei care ne ascultă. Sunt Georgeta, Georgeta Light. Bine, ați venit la radio. Da, da, la Școala Iubirii, da. Să știi că n-am ales astăzi o temă în mod deosebit, dacă vrei să vorbim despre ceva anume, e super ok. Dacă nu, mă gândesc la ultima temă și de altfel este și un program pe care îl pregătesc începe de săptămâna viitoare, legat de sănătatea noastră cumva, da? De ce ajungem să ne pierdem sănătatea și ce avem de făcut să nu ajungem în punctele acelea de cumpănă, care pot fi, eu știu ce, extreme, să ni se taie o mână, un picior. Pomenesc asta pentru că am avut de-a lungul timpului persoane care au diabet și bineînțeles că nu înțelegeau de ce au ajuns în punctul acela și unora dintre ele s-a amputat piciorul, de exemplu, știi? Și acestea sunt niște cazuri extreme, dar în același timp cred că sunt destul de des întâlnite cazurile acestea, cel puțin partea aceasta de boli incurabile cumva în ultima vreme a explodat, aș putea să spun. Hai să vedem un pic cum de s-a ajuns aici, pentru că din punct de vedere energetic și divin sunt niște explicații și poate aducem un pic mai multă claritate vorbind despre asta astăzi. Ție cum ți se pare? E o temă ok? Super. Da? Bun. Păi, știi, eu vin cu tema și tu... Și tu vin cu răspunsurile, cam așa funcționăm. Da. Hai să vedem de ce se ajunge în extreme din astea legate de corpul fizic. Toți am avut provocări, mai mari sau mai mici, de-a lungul vieții. Nu cred că a scăpat nimeni, cel puțin de o răceală mai puternică sau... La femei foarte des, de exemplu, și dacă ești ok cu asta, poate vorbim un pic despre acest lucru. La femei, în mod deosebit, sunt probleme începând după 45 de ani. Am observat cele cu care vorbesc eu și care sunt clientele mele în mod deosebit. Iar în ultimii 2 ani, spre surprinderea mea, am constatat că vin foarte multe femei care au în jur de 35 de ani, deci între 30 și 35 de ani, care, din păcate, nu mai au menstruă și au tot felul de provocări hormonale. Și aș vrea să abordăm acest lucru pentru că energia feminină și energia masculină are un cuvânt de spus și din ce energie ne manifestăm și asta are un cuvânt de spus asupra sănătății noastre. Da, toate vin din faptul că nu le împuținăm. Adică mergem spre mai mult bine pentru noi și nu știm că Dumnezeu nu este mai mult bine, ci este mai puțin bine pentru tine. Puteți da un exemplu și citesc acum de pe un afiș. Ce se întâmplă atunci când te împuținezi? Când te împuținezi în toate, adică nu judeci, nu ataci, nu ai patim, chestiile astea. Deci toate la un loc. Deci, migrenele scad cu 57%. Tumorile cerebrale cu 96%, colesterolul cu 63%, bolile de ficat, 90% steatoza, 37% inflamația, 20% fibroza la ficat, 80% sindromul metabolic, 83% diabet de tip 2, deci numai din împuținare, sindromul ovarelor polichistice, 79% hirsutism, 100% dereglări menstruale, se reglează complet, prin împuținare. 95% varice, 95% persoanele și îmbunătățesc viața, 55% din depresii scad, 98% din apneele de somn, 82% asm, 82% bolile cardiovasculare, 92% hipertensiune, 98% reflux gastroesofagian, 88% incontinență urinară, 76% artroză, 77% gută și scade rata mortalității cu 89%. Da. Wow, este impresionant. Și să știi că e adevărat ce e acolo. Da. Dacă îmi permis să dau un exemplu, eu în fiecare primăvară și acum sunt deja de câteva zile în același program pe care mi l-am creat singură. De-a lungul timpului eu am făcut niște cursuri de nutriție, bineînțeles că te bordeai atâtea obiceie, însă sunt câteva lucruri care nu dau greș niciodată. Unul e exact ce ai spus tu,
Da? Adică să nu mănânci mult, pe scurt. Cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Mai, și a doua... Și ăsta cu critica, cu acuzația asta de bioplite, că se pierde viață pe acolo. Da, da, da. Se pierde energie vitală, bineînțeles. Și tot ceea ce gândim, da? Eu pun pe locul 2, da? Adică sau în mod egal cu cât mâncăm, dacă vrei. Lipsa de mișcare, de asemenea. Că am devenit foarte sedentar pentru că foarte mult din activitățile muncii oamenilor, da, ce au la joburi de făcut, se întâmplă pe scaun și este o poziție foarte deficitară pentru coloana vertebrală. A crescut enorm numărul persoanelor care au probleme cu coloana în zona lombară. Și ar mai fi ceva, să nu amestecăm. Știi? Când mănânci și felul 1 și felul 2 și desert și fructe și facem acolo o tocăniță de... Da, un singur tip de mâncare odată. Da, da, da. Eu am observat la mine diferența se simte, nu că se simte, se vede, se simte, se cum vreți să-i spuneți, pe textura pielii, pe kilogramele care dispar ca prin minune într-un timp foarte scurt. Asta nu înseamnă că nu mănânc, dar nu mai mănânc mult. Iar primăvara îmi permite într-un mod deosebit să fac o detoxifiere, dacă vrei. Faptul că există ceapă verde, usturoi, lobodă, ștevie, spanac și așa mai departe, salatele, știi? Și ce am mai observat, și asta tot primăvara o încep, pentru că apar căpșuni, cireșe, din fericire pentru mine, eu sunt binecuvântată să le am în grădină, fac ca un fel de detox, adică cam 2 luni și jumătate anul trecut am mâncat salate, fructe și legume și pot să spun că au dominat fructele. Și interesant este că fructele, pentru că ele conțin un procent destul de mare de zahăr, nu mai simt nevoia de dulce. N-am mai mâncat înghețat atunci, de exemplu, că eu sunt înghețată. Da, cam așa, stau lucrurile. Te rog să completez. Deci, apropo, mă iau după Mecinicovski, un profesor. El a zis așa, să mănânci puțin, cât mai aproape de natură, adică fără gust. Adică să nu fie mâncărurile gustoase. Cât mai puține condimente. Da. Fără gust și de calitate. Deci puțin, fără gust și de calitate. Apoi, dacă se poate să se mănânce o singură dată pe zi dimineața, pentru că dimineața se depun doar 10-20% din ceea ce mănânci, pe când seara, deci după amiaza, deci la prânz se depune 60%, iar seara 80% sau peste 80%. Wow! Deci mănânci, pui mama să o mănânci dimineața și apoi mai... Și mai poți să mănânci ușor la prânz, dacă poți. Dacă și apoi mai mănânci următoarea zi. Da. Dimineața. Da, 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 da. E fasting-ul ăla de care se tot vorbește. Dar se obișnuiește organismul, să știi. Da, știu. Eu am văzut undeva, eu mă studiez să nu mai mănânc după ora 6, iar seara, în general, să mănânc mai ușor, care poate să însemne o salată și atât, știi. Și, bineînțeles, nu stai nemâncat, că poți să muncești foarte mult. Și dau un exemplu cu toată sinceritatea, în zilele în care lucrez în grădină, da, în care sap acolo 5 ore, 6 ore, în care fac multă treabă, pe lângă sesiunile pe care le am, pe lângă mail-uri, telefoane și așa mai departe, deci se adună undeva, să zic, spre 10 ore de muncă, simt nevoia să mănânc, mi-e foame. Pur și simplu mi-este foame. Însă m-am obișnuit să nu lipsească, de exemplu, curmale. Sunt stafidele brune care sunt destul de cărnoase, cel puțin cele pe care le cumpăr eu, și atunci acestea compensează să nu mai mănânc mâncare. Știi? Da. Am și eu două metode. Și... Te rog. Foarte frumos. Da. Când eram mic, deci eram la școală, nu chiar așa de mic, chemam colegii, nu mâncam nimic, absolut deloc, și deloc. Eu nu țin minte mâncând. Și decât sâmbătă și duminică. Deci dacă mâncam o dată pe săptămână. Și când mă obligau, erau părinții acasă și mă obligau. Altfel fiind singur, nu mâncam. Sau mai făceam ceva, chemam colegii de la școală să vină să mănânce mâncarea. Și mâncau în locul tău? Da. Chemam să mănânce mâncarea. Și mai am o soluție. Dacă îți propui un program și îți vine să mănânci când nu trebuie, pune niște bani într-o pușculiță. Era pe grup ideea asta. Și să vezi câți bani se strâng acolo. Și pune 10 lei acolo de fiecare dată și banii pe care ai strâng ți-i dăruiești. Ce frumos!
Ce frumos. Eu știi ce mai fac? Când mă apucă foamea așa și e deja târziu, am trecut de ora 6, mă duc și beau un pahar cu apă. Da, că se zice când ți-e foame, ți-e sete, de fapt. Da. Da, da, am mai auzit și eu asta. Posibil. Da. Deci înlocuiești masa care când ți-e foame, înlocuiești cu multă apă și se dizolvă sucul gastric. Pe de altă parte, să ai toată credința. Că în momentul în care începi să faci lucrul acesta, vei ajunge într-adevăr să obții rezultate. Pentru că stomacul se mișorează la dimensiunea unui pumn. Adică cât intră într-un pumn. Atâta este stomacul nostru. Așa e în mod natural, da, în mod firesc. Și după aceea nu mai produce în exces suc gastric și nu mai simți nevoia. Iar mâncarea asta de care spui tu, legume, fructe, legume mai mult, având multă celuloză, ele dau senzația de sațietate repede. Și poți să compensezi, uite, cu semințe, adică, de exemplu, dacă e foarte diferit dacă mănânci o supă de linte, dau un exemplu, știi? Față dacă mănânci o ciorbă de nu știu ce carne, supa aceea de linte este cel puțin egală ca și consistență cu carnea respectivă. Da. În salatele în salată poți să pui și semințe. Da, păi să știi că pun. Am punguțe de semințe de dovleac, m-am învățat să le hidratez, sunt mult mai ok așa, și pentru digestie, dar și aportul energetic e diferit din ce am citit eu. Și îți pui două linguri de semințe pe care le pui la muia și poate să le pui în salată, știi? Și o să aibă altă consistență, adică nu ți-e foame așa de repede. Semințe pot să fie orice, caju, alune, fistic, migdale, nu știu. Nuci. Poate fiecare. Nuci, da. Da. Ca o proteină. Așa că sănătatea noastră depinde în cele din urmă de gândurile noastre, de cantitatea de mâncare și de cât mai puține combinații, da? Să nu facem amestecuri din astea și cât mai puțină savoare. Exact. Știi cum vine? Prin gânduri noi suntem nemulțumiți pentru că trăim în ego și nemulțumirea simțim nevoia să o acoperim cu mâncare sau alte chestii. Cu cafea, cu țigări și alte plăceri. Deci problema vine de la ego. Deci noi trebuie să scădem ego-ul și scăderea ego-ului ne va îndepărta de mâncarea excesivă și vom uita să mai mâncăm. Deci e o problemă doar de ego aici. Când scazi ego-ul, nu mai simți nevoia să-l acoperi cu ceva. Și ne acoperim cu nimic, atunci nu mai mănânci. Deci asta. Deci nu se poate ține o asemenea dietă sau să mănânci puțin decât dacă scazi ego-ul. Deci trebuie să nu mai judeci, să nu mai critici, pentru că ăsta se aduc nemulțumiri. Adică din față va trebui să fii lovit cu o forță mai mare ca să poți să fii îngenunchiat. Deci omul când alege să se împotrivească vieții, el de fapt va fi îngenunchiat. El singur se îngenunchează. Adică întărește dușmanul, adversarul și concurentul îl întărește. Deci noi când ne încrâncenăm și începem să luptăm pentru dreptatea noastră, noi vom pierde. E foarte simplu. După care simțim nevoia să mâncăm ca să acoperim nemulțumirea respectivă, pentru că am pierdut energie în toate modurile posibile. Deci, în general, prin critică, acuzație, judecată, nemulțumire, toate astea, ironie, invidie, toate astea, noi pierdem energie subtilă cu o viteză foarte mare. Deci, prin gândire, se pierde cu o viteză mai mare decât pe mâncare. Pe de altă parte, și mâncarea îți ia din energie, pentru că ai văzut că după ce mănânci te simți moleșit, din cauza asta trebuie să suspensi mâncarea, adică mănânci jumătate din cât ți-ai pus în farfurie, nu totul. Sau mănânci doar o bucățică. Hai să spun o chestie interesantă. Am zis odată la Șinca Veche o doamnă care lucra în Austria la niște hoteluri din acestea pentru oameni foarte bogați, unde era doar dietă. Și ea plăteau 10.000 de dolari pe 10 zile, de euro, pe 10 zile. De euro, da. Ca să slăbească. Și ce le dădea la 10.000 de euro? Le dădea o felie de pâine pe zi cu apă și trebuia să tragă de felia aia de pâine toată ziua. Sau le dădea la alegere salate. Deci, băi, să dai 10.000 de euro ca să-ți mănânci o felie de pâine, păi poți să mănânci și acasă. Da, oricum, în general, oamenii care sunt foarte bogați... Da, dar trebuie să ai sentimentul că pierzi ceva, nu?
Că dacă nu pierzi ceva, trebuie să ai sentimentul că pierzi ceva, că dacă nu pierzi ceva, nu e nu prețuiești. Da, 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 legea compensării, nu? Da, nu prețuiești munca care se face. Da, 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 da. Mulțumesc, mulțumesc mult și pentru astăzi. Sigur, foarte interesant. Pentru informații să fie cu folos. Dacă ar ține oamenii cont de ce povestim, Doamne, mi se schimbă viața pur și simplu. Mie mi se pare deja atât de simplu, știi, că nu sunt reguli atât de complicate, doar trebuie să ai un pic de disciplină ca să te ții de ele, știi? Exact. Asta-i tot. Disciplină, asta e cuvântul. Asta-i tot. No. Mulțumesc, mulțumesc. Să fie cu folos. Sunt drag. Bine.